Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Mercedes S-Class W223, varianta 2023. Ne putem mândri în portofoliul nostru cu încă o mașinuță 2023. Ok, poate întrebarea voastră este ce putem să-i facem unei asemenea mașinuțe, unei asemenea bijuterii. Ok, hai să vă povestesc de la la 10 și o să vedeți inclusiv și un proiect micuț, drăguț, dar dacă totul merge bine, poate să avem și al doilea proiect, pentru că avem câteva idei pentru asemenea mașinuțe. În varianta 1, când văd un asemenea bolid, ok, hai să începem cu exteriorul. Ceea ce aș putea să îi montez, un sistem de detecție radar, în varianta în care nu blochează, nu bruiază, ci doar face detecție de radar, ceea ce practic este legal la noi în România fără nicio problemă. Pe banda K, unde lucrează și varianta de laser, și laserul și banda K sunt admise, așa că se poate monta în frontul autoturismului un ochișor, chiar și 2 și 3, și se poate pune și spate, să-ți facă perimetral 360 de grade, da? Și poți să ai o detecție radar superbă. Vorbim de variantele top, nu vorbim de variantele ieftine. Ok, ăsta ar fi un anume proiect care s-ar putea realiza, ceea ce am făcut și pe Lamborghini Urus. Ok, hai să vedem varianta a doua. Odată intrat în acest minunat bolid care îl vedeți aici, da? Ei, bine, stau, analizez, mă uit ce aș mai putea să-i fac aici. În prima și în prima fază, având sistemul de lumini ambientale, deja generația nouă, care este total altfel față de ceea ce suntem noi obișnuiți și ceea ce facem și creăm și noi, ok? Putem să-i punem niște tweetere care sunt lipsă aici. Avem varianta 3D motorizată care intră, iese, se poate conecta inclusiv la sistemul original de iluminat și se poate inclusiv schimba din sistemul acesta de infotainment, partea de culori ambientale ale acestor sisteme. Bun, hai să vedem altceva. Varianta a treia de proiect realizabilă pe această mașinuță, e bine, hai să-i cerem titularului cheia originală, ok? El are această cheie și eu pot să îi modific acea cheie pe această cheie care este deja full touch, full digital și cu poate mai multe opțiuni sau inclusiv opțiunile care le are pe moment, îi rămân active, dar mai îi dă unu sau două variante în plus. Adică, această cheie știe în felul următor. Oricum are închis-deschis pe variantă digitală, are și pe variantă de parte de butoane fizice, mecanice. Ar avea și deschiderea de portbagaj tot așa de aici sau are din lateral. Ar mai avea funcția de părăsirea autoturismului, da? Și în cazul în care revii, dacă mergi la un supermarket sau mergi oriunde altundeva, ok, tu dai click aici frumos și dai Smart Rank On și în momentul când tu ai venit la mașină, da, tu poți foarte elegant să îți ai portbagajul în așteptare deschis și în momentul când ajungi la mașinuță, ea poate să te aștepte în varianta deja deschisă, da? Deci poate să ți se deschidă portbagajul în modul în care tu te apropii. Mai poți să ai și funcția, dar nu la toate funcționează, varianta când tu îți iei cheia și îți întregi numărul de telefon și dacă o pierzi, cineva te poate suna. Mai are și funcția în care tu poți să monitorizezi mașina, tot așa în varianta în care tu ai localizare prin Apple, dacă folosești sistem de Apple, așa, poți foarte elegant și simplu ca să îți monitorizezi mașina, să vezi pe unde umblă pe baza telefonului. Varianta următoare, un proiect ce-l vom face, da, va fi partea aceasta când mă întreabă titularul, putem să-i facem video în mișcare? Ei, putem să-i facem video în mișcare fără absolut deloc nicio problemă, inclusiv pe sistemul original. Poți să-ți fac să ai video în mișcare atât de pe USB original sau de pe alte variante de pleiare video a sistemului original.
Dar avem un gadget mult mai power, care este el, ceea ce a montat pe două Lamborghini Urus, pe Maserati Levante, pe BMW-uri încă nu, acum vine pentru BMW-urile astea noi X6-le G, 6-le G, 5-ul și toate seriile G. A montat pe RSQ8-ul 2023, a montat pe Range Rover Velar 2023, a montat pe Ford Ranger Raptor 2023, a montat pe Hyundai Oriz 10, 20, 30, toate 2023. Pe Dacia am montat și pe foarte multe variante în care sunt aceste gadgeturi active. Ce înseamnă acest gadget? În cazul în care ai un Apple CarPlay pe sistemul original, da? Deci tu când ai Apple CarPlay la sistem, da? Nu trebuie doar să iei acest mic gadget, îl înfigi în USB, ai închis scotiera torpedo sau uite unde ai USB-urile și în acel caz el devine un full, toată tableta îți devine un full Android. Și dacă îți devine un full Android, în cazul în care nici nu știu încă trebuie să întreb clientul sau am înțeles că nici el nu știe că acest sistem de Apple CarPlay cum funcționează, cu cablu sau Wi-Fi, dacă ții cu cablu, acest sistem la orice mașină ți-l face full wireless. Dacă tu instalezi pe acest sistem o cartelă 4G sau 5G, ei o introduci în interior, da? Tu poți să ai internet în permanență, îți face full Android ecranul și făcându-ți full Android ecranul, tu din touch poți să intri pe Netflix, pe HBO, pe Disney Channel, pe Digi Online, să vezi posturi de televizor, pe Netflix, pe tot ceea ce vrei poți să accesezi direct din touch. Ceea ce am să vă prezint imediat, doar că mai vreau să vă prezint inclusiv și din spate câteva facilități ceea ce s-ar mai putea realiza. Deci acest mic box îl vom prezenta imediat în sistemul acesta. Bun, hai să mergem la pasul următor. Că în față din mare cam atât aș putea. Aici nu vorbim de încălzire scaune, nu vorbim de camera de vedere, deoarece ea este deja echipată cu o cameră, dar am carcasări de genul pentru toate tipurile de mașini mai noi. Când scoți carcasa originală, pui o altă carcasă, îți pun o cameră de vedere de monitorizare, trafic, full carcasată, foarte frumos. Am făcut pe GLE 2023, inclusiv și partea de androidizare, pentru că acum îmi vin în minte toate mașinile care le-am făcut, 2023 vorbind, așa, care poți să-i pun o cameră față 4K sau față spate full HD, înregistrează atât audio cât și video în cazul în care ai un incident în trafic sau te vede cineva cu o mașină așa frumoasă, conduce o fetiță, o doamnă, o bunică, un bunic sau oricine care este mai sensibil și nu-i certăreț, da? Vine cineva în fața ta, te provoacă la un accident, vine până la stâlp, de la stâlp încolo, îți adresează cuvinte urâte, ei înregistrează atât audio cât și video, da? Tot așa mi-a zis o clientă, că a avut un incident, că cineva a intrat în spate, s-a dat un metru mai în spate și s-a zis că ea a dat cu spatele și după aia a venit și a pus camera și să elimine orice asemenea probleme. Bun, hai să trecem mai departe un pic, că în față cam atât am vrut să zic, da? Hai să vedem în spate. Mașina este long, se vede pe ușa de spate, ok? Și iată că are monitoare în tetiere. În cazul în care ai orice Mercedes, nu neapărat acest tip de S, mai nou am niște gadgeturi superbe, deoarece toate Mercedes-urile aproximativ au aici un tip de carcasare unde poți să înfigi un monitor de tetieră. Asta înseamnă că dacă eu spun monitoare pe tetieră, iată, petijele astea nu se mai pot monta. Dacă ai acea găurică în spatele scaunului, îți dau un monitor care îl înfigi direct cu suport de Mercedes bestial, nu mai trebuie să tragi cablu, nu mai trebuie să tragi nimica și ți-ai putut face exact această facilitate. Adică poți să ai și în spate Netflix, Disney Channel, YouTube, tot ce vrei, direct pe touch, bagi o cartelă 3-4G și îți merge totul fenomenal. Bun, în spate mai mult, nu? Și aici cu carcasările că le are, dacă nu le-ar avea, le-am putea face. Așa. Monitoarele de spate, precis, sunt legate cu infotainmentul din față. Așa. M-aș uita să văd dacă are ceva intrare HDMI sau văd că are USB. Bun, nu știu ce ar fi redabile, pentru că fiind mașina mai nouă, încă nu o cunosc. Dar și această posibilitate se poate face. Bun, hai să vedem că mai am o surpriză. Încă o funcție care nu neapărat este vorba de această mașinuță, pentru că un S-Class din mare poate să aibă această funcție. Poți să-ți fac să se deschidă mașina finuț de la picior, da? Sau poți să-ți fac
să ai haion electric, exact ca și această mașinuță. În cazul în care n-ai haion electric, poți să montezi un sistem de genul de telescoape care îți deschide mașina, ți-o închide frumos, tot așa cu atașare de buton de închidere-deschidere cum este pe original, implementată frumos, carcasată, tot. Ok? Iar în cazul în care ai un sistem de deschidere portbagaj original și nu ai închiderea de la picior, ei, și acel sistem poți să ți-l adaptezi ulterior. Bun. Ultima funcție ce s-ar mai putea face ar fi partea de echipament de tor. Ce sunt acestea? Sunt două difuzoare carcasate într-o carcasă de titaniu cu un modul care se leagă la sistemul original de calculator. Odată conectate, ele sprea turația atât în varianta mică, cât și în varianta de 6-7000 de ture este competentă să funcționeze. Ele oferă și niște tonalități finale de pops and bams, adică îți face niște rateuri frumoase, zis mai românește popcorn, da? Și au niște rateuri minunate. Avem pe aplicația Tor undeva la 19 variante de tonalități, da? De la S-Class, AMG, de la G-Class, de la C-Class. Deci de AMG-uri avem undeva la 16 tonalități, da? Deci fiecare tonalitate are undeva la 3 moduri, are City, Lounge și Sport, da? Pe Sport sună demențial de tare. Sperăm că în viitor, proiect care sperăm că în curând va fi realizat, numai trebuie să analizăm mașina dacă încape unul sau două generatoare de genul. Așa că rămâneți aproape și dacă vreți din gadgeturile astea care v-am spus, vă stau la dispoziție, dar acum să începem și să prezentăm acel mic sistem de Android care va face panoul de multimedia mult mai superb. Ei bine, acum hai să dezvoltăm exact sistemul nostru pentru care a venit această minunată mașinuță. Ok? Hai să introduc singura chestie ce am eu de realizat, să introduc acest mic gadget în USB și să aștept să-mi vină partea de dispozitiv media. Ei, după ce intru în Apple CarPlay, el va porni imediat, automat, fără să-i fac nimica și va scrie dacă mai prind sistemul de Android, îmi va scrie frumos Android, iată că deja intră și fii atent cum va scrie aici pe noul S-Class Android, ceea ce nu prea poți să vezi niciodată. Îl las să se stabilizeze, îl las să intre sistemul de hotspot, deoarece am un telefon, iată că a și intrat hotspotul instant, și deja este pregătit de lucru. Ceea ce v-am repetat, avem două soluții în care pot să-i pun aici cartele SIM, pot să-i pun aici un card SD cu tot ce vreau eu, MP4, videoclipuri, muzică sau ce vreau eu. Bun, acum hai să-l vedem un pic. Bucuria mare a mea este că este capabil să-l vadă pe ecran full, ceea ce este fenomenal de frumos, și să începem să intrăm în toate aplicațiile. Prima variantă, message. Aici n-am intrat niciodată, n-am setat, n-am nimic. Aici în settings putem să intrăm și să ne setăm sistemul pe limba română sau pe orice limbă dorită, plus să-i ofer hotspot sistemului, de aici aș face toate setările. Bun, avem sistemul de telefonie prin Bluetooth. În acest caz, este necesar, când utilizezi acest aparat, să fii conectat cu el prin sistemul de telefonie ca să-ți preia agenda de telefon și toate cele în momentul când utilizezi acest gadget. Îți intră tot așa pe microfonul mașinii, nu pierzi din calitate, nu pierzi din nimic, tot aici vei vedea apeluri pierdute, ratate, efectuate, tot de la Z. Next! Hai să vedem o chestie drăguță. Iată, avem Google Maps-ul direct pe acest sistem. Vorbim de un Android 10, octa-core, 4 GB de RAM, funcționează bestia. Ia să vedem o situație. Sound Identity! În care dau o comandă vocală și vei avea sistemul de hărți care nu mai necesită niciodată să le reactualizezi. Ok? Iată ce mișto, pot să văd cartografiere video, ok? Exact unde suntem noi, iată ce frumos, mamă ce-mi place că e pe full screen, sau putem să-i facem cartografiere dublă. Asta înseamnă că aici am cartografierea normală geografică, aici am cartografierea video. O să vă mai arăt o secvență care pot să o fac în două variante, adică să-i fac un split screen. Ce înseamnă acest lucru? Că dacă vreau eu pot să-i pun acum YouTube-ul, Netflix-ul în dreapta, pot să-i pun Waze-ul și iată ce mișto, pot să am ambele situații gata realizate direct aici pe acest monitor frumos și acum pot să am două sisteme de navigație. Pot să am inclusiv și partea aceasta de, ia să-i dăm precizie,
Așa, poți să am Waze-ul dirijat aici, poți să am cartografierea Google Maps-ului sau am cartografierea video a acestei situații. În cazul în care recentrez, pot să-i dau aici rapoarte, poliție, tot, cred că nu am semnal GPS, o să mă uit imediat, așa, după care eu îi ofer exact ceea ce necesită. Bun, dacă eu vreau păstrez, practic, Google Maps-ul sau dacă vreau păstrez partea de Waze. Bun, ieșim frumos afară și continuăm în următoarea etapă. Acum, hai să trecem înapoi la prima pagină, ca să nu ieșim din ea. Avem sistemul de telefonie, l-am văzut, care este ideal. Avem Home, ca să ieșim în pagina principală a sistemului original. Avem APK Installer. Aici, dacă instalăm, de exemplu, iGo, care o să vi-l prezint că îl are și instalat, sau anumite aplicații, cum ar fi HBO sau ar fi Disney Channel, Disney Plus, poți să îl revezi. Ai Bluetooth Music, ceea ce are și sistemul original. Ei, aici ai partea aceasta de SpeedKey. Ce este acest lucru? Acum vă prezint. Iată, odată conectat cu sistemul, îi dăm utilizare CarPlay, da? Și el în acest mod, dacă avem Siri activat, el va activa sistemul de Apple CarPlay în varianta full. Iată, o wireless, da? Îi dăm setări, da? Configurări, îi dăm servicii de localizare, așa, și dacă îi oferim acest lucru, iată, avem varianta de Apple CarPlay în variantă full wireless, fără cablu, fără nimic. Repet, nu știu cum funcționează pe modul original, dar dacă aveți o mașină care are Apple CarPlay, în acel mod, el poate să fie în variantă full Wi-Fi. Deci nu mai ai nevoie absolut de cablu. Îl iei jos, îl pui jos telefonul frumos și te folosești de tot ce înseamnă Google Maps, Waze și toate restul cele. Deci ai, într-un singur cuvânt spus, varianta Apple CarPlay tot. De aici poți să intri în sistemul de telefonie să vezi apeluri pierdute, ratate, efectuate, music, hărțile de la Apple, iată Google Maps-ul dacă vrei de la Apple, deci direct din Apple, iată Waze-ul, da? Toate le ai gata, fără cablu, fără nimica. Bun, dar acum nu vreau să țin accentul aici, așa că voi ieși, iată, în modul lui de Android. Revenind la ieșirea din modul de Apple CarPlay, ce trebuie să știi că practic poți să faci toată tableta aceasta un full Apple pentru cei care sunteți foarte mari fan Apple. Iată că avem și Google Chrome-ul, da? Unde foarte simplu intri pe www.soundidentity.ro și unde poți să găsești foarte multe dintre produsele noastre. Iată, ultima dată când am conectat eu al meu sistem de Android, aveam 4700 de produse, acum avem 5400, asta înseamnă că non-stop încărcăm. Orice vrei să cauți, intri în configurator și poți foarte frumos să-ți cauți autonavigații, camere de parcare, detectoare, tot ce vrei, despre ce ți-am povestit, le poți găsi în acest configurator. Bineînțeles că aici mă poți găsi pe Facebook, pe YouTube, pe Insta, pe TikTok. Expun mult mai repede aceste proiecte față de ceea ce apar pe canalul nostru de YouTube, pentru că pe YouTube le dezvoltăm mult mai frumos. Bun, ia să vedem, aici avem o funcție Pro TV Live, ultima dată cred că l-am folosit, da? Și poți să intri și pe Voio, dacă ai cont, dacă ai orice, și poți să vezi Pro TV Live, da? Ca să poți vedea acest video, trebuie să fii autentificat. Deci dacă ești autentificat, poți să ai partea de Voio sau de oricare să le ai pe această tabletă. Tot depinde de conturi. Ieșim frumos afară, contacte nu ne interesează, la Play Store aici întotdeauna trebuie numai să ne actualizăm partea aceasta de aplicații, care eu întotdeauna când o să predau un asemenea gadget, o să-i dau, iată, toate aplicațiile de la A la Z actualizate. Momentan acesta este sistemul meu, deoarece el are foarte multe funcții. Așa, din Snapdragon de aici, dacă eu vreau, îmi pun un logo de Mercedes, de exemplu, da, așa, și pot să țin acest background în spate, ia să vedem set picture as și să-i dau wallpaper, această funcție, da, și îi dau set wallpaper, ia să vedem, după care ieșim afară și l-am făcut cu tenta de Mercedes în spate, dacă observăm, da? Deci pot să-i pun ce poză vreau eu, de la A la Z. Ei, acum am ieșit, dar văd acolo funcția, deci am intrat instant. Bun. Ei, aici veți vedea ceva foarte interesant, aici am sistemul de iGo, ceea ce tu nu poți să-l vezi niciodată pe un asemenea gadget, numai cu gadgetul nostru, deoarece iGo-ul nu are capabilitatea să fie funcțional pe nicio tabletă, să zice așa, originală, da?
Este foarte și mare rezoluția, dar iată, ai variantă 3D, ai variantă 2D, ai variantă aeriană, ai ce vrei tu. Un sistem full offline care îți oferă de la A la Z toată Europa 2023, an curent în care suntem. Bun, ieșim afară și de aici. Deci deja v-am arătat al doilea sistem de navigație. Vă mai arăt și Waze încolo. Mai avem pagina următoare, bineînțeles că aici avem YouTube Music-ul, care dacă ai YouTube Premium, bineînțeles că ai tot ce înseamnă playlist-uri, videoclipuri, de la A la Z, toate posibilitățile disponibile. Bun? Așa. Totodată, dacă avem YouTube Music, la YouTube normal rămânem la urmă, iată că avem și Spotify-ul, exact funcția care este perfectă ca și YouTube Music și o să vă mai arăt inclusiv și partea de SoundCloud care este activă pe acest, iată, gadget care este aici, așa, și este al treilea sistem exact de music player care poate fi utilizat într-un mod superb. Bun. Totul este să-ți faci conturi. Eu mi-am făcut conturi pe tot acest aparat ca să pot să am toate accesibilitățile. Ei, acum să urmeze o plăcere care o vrea inclusiv și titularul și cred că o vreți foarte mulți. Iată, Digi Online pe Mercedes W223, variantele 2023. Să vedeți ce înseamnă această funcție care este superbă. Totul este să fie autentificat. Asta înseamnă că în cazul în care tu ești, ai un abonament Digi în România, da? Iată, poți să spui aplicația care ți-o oferă deja cei de la Digi și poți să vizionezi tot ce înseamnă programe TV, da? Deci te poți uita la televizor fără nicio problemă. Poți să-ți alegi ce canal vrei de aici, Digi Sport, vrei să te uiți la un meci. Funcționează inclusiv în timpul mesului, fără da și poate, iată, te uiți la ce meci vrei tu, te uiți la ce vrei tu, repet, în timpul mesului, în staționare, în parcare, când vrei tu. Ok? Iată aici, se pare că ar fi o reclamă, dar să mai căutăm, uite, dacă vreau, îi dau HBO și merge și HBO, merge tot ce am eu pe canalele mele de acasă. Ok? Deci ai toate aceste facilități fără nicio problemă. Ceea ce este mișto, dacă ai un puiuț, da? Și vrei să-l liniștești, că vrei ceva și pentru el, intri la categorii, intri la copii, da? Iată, aici avem tot ce înseamnă Minimax, Jim Jam, Disney Junior, ce vrei tu, Cartoon Network sau multe altele. Și poți foarte simplu să vizionezi, iată, desene animate pentru puiuț. Deci avem toată posibilitatea de a avea și această opțiune. Bineînțeles că și aplicația mai are și partea de radio online. Numai eu mai vreau să vă schimb pe Nickelodeon sau cum îi zice la acest canal de desene animate. Iată ce mișto, avem și această posibilitate și repet, merge în timpul mersului foarte, foarte elegant. Bun! EX Explorer Fire, de aici pot să-mi iau și să-mi introduc date sau să scot date. Asistent nu înțelege, Google nu. Așa, iată încă o funcție superbă, de ce să n-ai, dacă ai Digi Online, de ce să n-ai și Netflix-ul pe această tabletă, ok? Ia să-i dăm, vrea un update, acum nu-i dăm, așa, și iată, dacă ai, practic, partea aceasta de Netflix, tu poți foarte simplu să te uiți pe acest sistem fără nicio problemă, doar că necesită să ai, practic, cont. Am un cont, dar se pare că mi-a expirat, deci o să îl reactualizez, da? Dar poți să intri frumos și pe Netflix fără probleme. Bun, Lucky Cam, asta ar fi varianta în care când am pus ultima dată la Lamborghini Urus camera de DVR, de monitorizare trafic, camera se poate vizualiza direct pe navigația existentă. SoundCloud v-am arătat, Waze-ul care este și el perfect disponibil în această situație. Așa. Ia să-l vedem și pe el în mod de lucru. După care mai avem vreo două aplicații care le mai știe, plus multe altele care se mai pot practic downloada. Iată de aici frumos îi faci varianta asta unde îi dai rapoarte, trafic intens, poliție, accidente, tot. Sau, așa, iată, apăsăm totdeauna aici să ieșim afară din meniu. Sau îi scriu frumos numai textul meu de SOUND și deja mă știe Waze-ul ca pe tatăl nostru. Iată, Sound Identity, la câte asemenea informații a fost cerută pentru el. Iată și aici avem poze cu locația noastră, deci puteți să vizionați tot și pe Waze, ne găsiți orarul, tot.
Încă o chestie foarte interesantă, ce Apple CarPlay nu-l face, dar Android Box-ul meu îl face. Iată, dacă vreau să intru pe WhatsApp, da? Și vreau să văd mesajele mele, pot să-mi văd mesajele, pot să le citesc și pot să răspund direct de pe aparat în cazul în care vreau, fără niciun deranj. Deci intru, de exemplu, pe unul din mesaje și pot să văd ce mesaje sunt pe WhatsApp, care sunt citibile, pot să răspund cu partea de microfon și pot să-ți faci tot ce este necesar în această situație. Bun, și ce ar mai fi aici? Iată-ne și TikTok-ul. Deci poți să intri și pe TikTok. Aici mi-am și logat TikTok-ul meu. Încă nu l-am pus pe TikTok pentru că acum îl filmez, dar după ce termin această variantă de filmare, instant va intra și pe canalul meu, care este acesta. Ia să vedem. Hello. Așa, așa mă găsiți pe partea de TikTok, da? Sandu Hifi, unde vedeți foarte, foarte multe dintre nebunelile mele care le fac, și aceste sisteme de Android, repet, le-am pus pe foarte, foarte, foarte multe mașini disponibile. Iată, cum a zis, Ford Ranger, Raptor și pe multe, multe altele, da? Deci ai TikTok și poți să vizionezi tot așa toate aceste gadgeturi. Bun. O singură funcție mai avem, ia să o vedem, după care VLC player, da? Ce avem aici? Avem o funcție de video player, da? Iată că îi dau, de exemplu, un videoclip, ok? Și ia să vedem, dacă nu, facem o mică mișcare, da? Și să se vadă foarte clar că funcționează inclusiv și în timpul mersului, mergem până la colțul străzii, ok? Iată, turații de 1000, 2000, 3000, iată, 16 la oră, 20 la oră, unde deja ecranul practic trebuia să fie închis, corect? Și ne putem întoarce oricând, deci avem niște imagini excepționale, nu doar că vizual se vede frumos, da? Avem niște imagini demențial de frumoase. Deci nu ai nevoie să-ți fac TV Free-ul în modul original, deoarece, iată, cu acest gadget ai posibilitatea să-ți pui într-un card SD informații video, da, videoclipuri, deci nu ți-l pui pe USB, ți-l pui pe un card SD și după aia ai această informație superbă în timpul mersului, deci n-ai nici o problemă din punct de vedere static. Camera de mașalier va funcționa în continuare fără nicio problemă, da, deci dacă accesezi camera de mașalier, el îți taie imaginea de Android și îți va intra în ea. Bun, cam atât am vrut să vă zic despre acest minunat proiect și acum singura chestie ce a mai rămas, care unde vreau eu să ajung cu voi, este canalul nostru de YouTube. Pe YouTube nu v-am arătat, dar aici vreau să ajung și măcar o să puteți și vedea. Ia, te dau un search și spun în felul următor. Sound Identity. Iată că îi face căutarea, da? Și aici puteți să găsiți canalul nostru. În cazul în care găsiți acest text că Sandu Hifi Shop Sound Identity și vă abonați, vă mulțumesc tuturor care sunteți abonații noștri și vă mulțumesc că urmăriți toate nebunile noastre. Deci după câte v-am zis, aici intri și vezi foarte multe gadgeturi. Uite, Maserati, un Maserati Spider la care am făcut sistem audio, iată GLC-ul la care am făcut partea aceasta de monitorizare de cameră de vedere, o să vedeți și partea asta de Twitter, ceea ce am zis la domnul care se poate schimba, varianta de cheie inteligentă ce v-am arătat, facem tot felul de navigații, facem tot felul de lumini ambientale, așa, portbagaj, haion electric, reparații de camere originale, introducere cameră față-spate în sistemul original, foarte, foarte, foarte multe mașini și o să vedeți deja un arsenal destul de mare de mașini 2023, ca și Porsche ăsta sau multe altele. Dacă vrei să cauți exprim un Mercedes, să vezi câte Mercedes ne-am făcut, intri aici frumos în playlist-uri, apeși aici pe Created Playlist și se va aduna toate folderele. De la 01 până la 14 avem diverse servicii și de la 15 începe alfabetul auto. Asta înseamnă Alfa, Audi, BMW, Chevrolet, deci mergem la M, la Mercedes. Și dacă mergem la Mercedes, o să vedeți foarte, foarte multe, nu, Mitsubishi, Mercedes-uri care sunt active pe sistem. Iată, începe totul cu Maybach, așa, și o să vedeți aici de la GLE-uri, MLE-uri, Vito, Viano, tot ce este arsenalul 2000. Din 2000 până în prezent. Vedeți vreo 100 și ceva de merțane gata, făcute, realizate. Deci o să aveți foarte, foarte multe idei realizate. Bun. Și acum să vă zic toate variantele care ne puteți găsi. Doar să-i fac un split screen frumos în care vreau să pun partea de
așa, și să închid din ele ca să pot să vă prezint exact ceea ce vreau eu. O secundă, așa închidem din aplicații, măcar acum un pic vede și domnul titular cum lucrează acest sistem, da? Ca să fie și el mulțumit și să vadă că totul funcționează exact cum am zis. Sunt gadgeturi din astea pe piață care, sincer, sunt și mai ieftine sau, să zic așa, de altă generație, doar calitatea, sincer, vă zic că este lăsată de dorit, pentru că cineva tot mi-a scris mesaje și nu m-a prins, a luat un gadget de genul și după aia, când i-am arătat al meu ce face, split screen-ul și tot ce trebuie, instant a cumpărat unul din ăsta. Bun, acum, hai să vedem. Deci, vă rog să mă sunați de luni până sâmbătă, exclus de 10.000 de ori, vă zic, duminică, pentru că nu vreau să aud pe nimeni pe duminică, da? Pentru orice probleme sau orice sisteme. Mă puteți găsi pe www.soundidentity.ro, unde intri în configurator și găsești tot ce vrei. Tot așa mă găsești pe Facebook, pe YouTube, pe Insta și pe TikTok, Sandu Hifi, cum v-am zis, dar nu-mi scrieți mesaje, pentru că n-am timp de mesaje scrise, maxim pe WhatsApp. Deci pe TikTok, Sandu Hifi, pe Facebook, Sandu Vancea, soundidentity.ro, Toro Radia Dealer autorizat, partea cu evacuările, cât și partea de încălzire scaune Oradea. Pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, cât și Toro Radia Dealer autorizat. Pe TikTok, cum v-am zis, Sandu Hifi, pe WhatsApp aveți număr, dacă îmi scrieți și nu v-am dat răspuns, scrieți că aștept răspuns să-mi sară sus mesajul. Și nu în ultimul rând, pe canalul nostru de YouTube, unde mă găsești cu foarte multe asemenea proiecte gata realizate, Sandu Hifi Shop, Sound Identity, e, și acolo vezi tot de la A la Z, playlist-uri create, mergi la 33 la Mercedes și ai văzut tot ce este necesar, ok? Dacă ți-a plăcut acest videoclip, maxim un subscribe, în rest nu vreau like-uri, share-uri, nu vreau nimica, doar să fii alături de mine și să vezi toate nebunile mele. Sandu Hifi, Sound Identity, vă stă la dispoziție, bye bye!